Radu Drăgușin se trece în fiecare dimineață la ora 6. Își începe ziua cu un mic dejun foarte consistent. Bun băieți, acum pentru a face mic dejunul lui Radu Drăgușin, avem aici niște quinoa pe care Radu Drăgușin și-o pregătește singur, așa cum spune impresarul său. Și această quinoa luată de la supermarket, practic, trebuie pusă într-o apă fierbinte, iar după 12 minute de stat acolo ar trebui să fie gata, nu pare prea complicat de făcut. Așa că pun la fiert asta și revin să vedem dacă îmi place sau nu la gust. Pentru astăzi vom avea mai multe obiective, lăsând la o parte mâncarea. Vom avea și un antrenament cu un antrenor profesionist care în acest moment antrenează la Academia celor de la Udineze, mai exact satelitul acestora în București. Dar până la antrenament vom mai avea câteva activități specifice lui Radu Drăgușin. Iar după cum spune pe ingrediente, am pus aici săculețul apă, avem un pic de sare. Hai să punem... Cred că am pus destulă. Nu zice să scot asta din săculeț, deci hai să vedem dacă îmi iese rețeta sau nu. Și dacă vrem să preparăm quinoa asta așa cum trebuie, ne mai trebuie niște ingrediente. Eu nu mi-am dat seama de asta. Mi-ar mai trebui niște bubulețe de ceapă, 2 căței de usturoi, praf de chili, nu știu ce. Așa că nu am neapărat ingredientele astea. O să văd ce am la dispoziție și încropesc eu o salată de quinoa, chestia de asta. După cum este scris aici, quinoa este alimentul zeilor amerindieni. Bun, deci ce am găsit eu? Mamă, stai că fierbe ăla. Ok, sper să nu se întâmple nimic. Avem aici o ceapă, o roșie și un casavete. Astea sunt ingredientele noastre, așa că haideți să vedem cum le combinăm să iasă ceva frumos. Bun, avem, acum că avem ceapa curățată, o să o tai și eu așa cât de cât cum știu. Nu este tăiată foarte subțire, dar merge așa cât de cât. Și acum să tăiem și această roșie, o facem. Eu vă arăt cum fac eu, nu înseamnă că așa e corect sau nu, că nu gătesc foarte des, trebuie să fiu sincer. Facem roșii așa pe din patru, frumos, elegant, și așa e o roșioară foarte micuță. Și avem aici un casavercior, mie tot așa îmi place să fac pe din patru. Acum, haideți să vă arăt și cum arată quinoa. În momentul de față, așa arată quinoa-ul, se face abur, cred că s-a aburit obiectivul. Da, se face aici, miroase cam urât, să vă zic sincer, revenim cu rezultatul final. Bun băieți! Am zis totuși să tai legumele și arată într-un fel mai cât de cât ok. Ok. Și acum urmează să punem quinoa-ul. Aici, după cum vedeți, este quinoa-ul. Opa, am dat apa pe jos. Și avem quinoa-ul aici, da? Și cumva trebuie să-l iau. Îl tai de aici. Tai. A căzut direct cumva. Ah, frige. Hai, desfăte, 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 desfăte. Cum naiba se desface? Gata, în sfârșit. Și acum îți spun că-l vărs. Bă, dar frige să-mi bag. Păi să zic, acum sunt pe vlog. A venit mama acasă și m-a prins cu chestia asta. Cred că am pus prea mult quinoa și prea puține legume. Bun, băieți, am pregătit aici frumos mâncărica noastră. Quinoa, cum mănâncă Radu Drăgușin. Ideea e că, nu știu cum o să fie, cred că îmi trebuiau mai multe legume, că am foarte multă quinoa de asta. Uitați și voi dacă se focalizează. Ne-am luat aici și niște pâine, că am impresia că să mi se aprece dacă nu iau pâine. Așa că, haide să gustăm. Nu are niciun gust. Cu legume... E bună dacă e cu legumele, dacă e pur și simplu quinoa, asta n-are niciun gust. Dar, ținând cont că e prima oară când fac și e bine că n-are niciun gust prost, că dacă avea un gust prost era mai nasol decât dacă n-are niciun gust. Sincer, cred că îi dau nota 8 din 10 pentru un mic dejun sănătos. Recomand și vouă să încercați dieta lui Drăgușin. Și acum trebuie să termin de mâncat cât pot să mănânc și după aia să plec pentru că trebuie să mă duc la... facultate. Drăgușin în continuare, chiar dacă este un fotbalist în Premier League, iar totuși urmează cursurile facultății de administrare a afacerilor, așa că și eu, după ce am mâncat, ne-am îmbrăcat frumos, mergem chiar la mine la facultate, unde voi încerca să fiu la fel de atent la cursuri cum este Drăgușin pe teren. Ce am auzit aici, aproape de facultate, mi-am luat și o apă. Nu uitați să vă hidratați, e foarte important. Fotbaliștii, dar și studenții trebuie să bea apă. Pe holurile facultății. În direct fac aici. La Antena 3. Nu mă întrebați. Așa băieți, acum suntem cu un coleg aici de la facultate, domnul Luca, ia spuneți. Instalez forne pe aici.
Cât de bun student sunt aici la facultatea noastră? Mozart, deci ia toate calificativele de la S, la A, la B, la C, la tot. Deci am șanse să trec, să termin facultatea, da, să nu rămân blocat. Da, seama, asta e cel mai important. Cel mai multe șanse le arăt. Acum că ne-am întors de la facultate, continuăm să ne punem mintea la contribuție cu probabil cel mai inedit lucru pe care îl face Radu Drăgușin, și acela să rezolvăm un cub Rubik. Cubul ăsta Rubik e de-abia cumpărat, ca idee, ca să vă dați seama. Și eu n-am reușit niciodată să fac un cub Rubik și de asemenea el nu este amestecat, așa că va trebui să-l amestec și după aia să încerc să rezolv. Nu știu cât timp îmi va lua și probabil nu voi reuși, dar măcar voi încerca. Așa, mi-am luat ceva timp chiar să scot și din pungă, dar îl vedeți și voi aici, cubul Rubik. Hai să îl amestec. Bun, partea cea mai ușoară, zic eu, este terminată. L-am amestecat. Se putea mai bine. Hai, uite, mai amestec un pic, să ziceți, să nu ziceți voi că nu l-am amestecat destul, deci arată destul de dezamestecat. Avem 6 fețe de rezolvat. Haide să vedem dacă reușim. Scrieți în comentarii, băieți, dacă voi credeți că sunteți tare să faceți un cub Rubik sau dacă știți deja, că poate unii dintre voi chiar vă pricepeți la cubul Rubice. Mie, sincer, îmi dă mari bătăi de cap. O să încerc să fac măcar o față, ceea ce eu credeam că nu o să fie atât de greu. Deci am aici 6 pătrățele de-astea galbene și ultimele 3 sunt aici, nu știu cum naiba să le aduc eu. Aș fi spus acum că eu nu prea m-am jucat cu cuburile Rubice când eram mic, îmi plăcea mai mult fotbalul, dar Radu Drăgușin, ce să mai zică? Mai trebuie una aici ca să fac galben. Da, mă, da, am făcut o față. Băi, cred că am înțeles cum se face acum, în rest nu am nimic făcut. Cred eu că m-a ajutat acest exercițiu și vă recomand și vouă să faceți cuburi Rubice. Eu, sincer, nu o să mai stau azi să mai fac, dar poate într-o săptămână, două, să reușesc să fac cubul ăsta Rubic. Mi se pare un exercițiu foarte bun pentru creier, te ajută foarte mult. Cred că ideea e să ții minte ce ai făcut mișcarea trecută ca să nu-ți distrugi, că uite, eu am vrut să fac altă față și am distrus-o pe cealaltă, dar na, nu este rezolvat. Așa că lăsăm exercițiile intelectuale la o parte și mergem acum la sală să lucrăm frumos picioare. Așa că suntem acum la sală unde fac un exercițiu perfect pentru vadricepsul femural, așa că vă încurajez și pe voi dacă mergeți la sală. Acesta este cel mai bun exercițiu pe care îl fac și fotbaliștii profesioniști și mi-am pus aici un set de 3 schimbări de greutate. Am început cred că cu 30, am ajuns la 40, vom avea și 50. Am încercat aici să fac cât de multe repetări posibil până la epuizare. Se vede pe fața mea că deja lucrurile începeau să nu mai stea atât de bine pentru picioarele mele și ultima miniserie. Hai! 1, 2, hai mă, 3, 4, hai mă, 5, 5, 6, 6 repetări, nu mai puteam, deja se vedea, erau picioarele mele distruse și mergem acum la antrenamentul de fotbal al lui Radu Drăgușin. În acest moment am ajuns la baza de antrenamente a celor de la Udinese Academy Nord, sunt aici cu Alex. Alex va fi antrenorul meu, te salut. Te salut, Leu. Tu ești antrenor aici, nu? Da, da, sunt la copii, la inițiere. O să pun acum puțin pe ecran din antrenamentul tău, deci aici se fac antrenamente de inițiere pentru copii, cu ce vârste? Cuprinse între 4 și 10 ani. Cam acolo mă încadrez și eu, Anca. Da, top acolo. Da. Ne-am pregătit cu tricoul cu Drăgușin pe spate, se vede aici foarte bine și acum, Alex, ideea e că o să facem niște antrenamente de viteză de astea, de reacție. Exact, pentru un fundaș central, dacă... Normal. Păi cu ce începem așa? Păi uite, avem aici un exercițiu și de viteză și de reacție, trebuie să fii și atent la el. Și văd și o poartă acolo. E o poartă, da, exact. O să trebuiască să dai și la poartă, să trebuiască să dai gol. Da. Mai întâi... E bine dacă ar filma cineva poarta aia acasă. Da. Trebuie să Bun. Faci niște lucruri prima oară după ca să dai la poartă. Tu să-mi zici o culoare sau ce? Exact, o să ai niște culori, o să spun roșu, verde sau alb, dar fii atent că o să ai roșu stânga, roșu dreapta. Tu o să trebuiască să fii atent. Să-mi arăți tot ce parte. O să-ți arăt direcția. Stai cu spatele la poartă. În momentul în care îți dau eu semnalul sonor, o să-ți fluier, o să trebuiască să dai la poartă. Ok. O demonstrație, da? O demonstrație. Da. Deci acum sunt cu spatele la poartă, da? Și o să-ți arăt. Când îți arăt așa, te duci la culorile de acolo. Când îți arăt așa, te duci la culorile okay, de acolo. Ok, mă uit la tine și hai, strigă. Exact. Roșu. Și mă întorc. Alb. Verde. Mai rapid, mai rapid. Asta a fost așa de probă. Vom avea 3 exerciții de acest fel. Alex îmi va da 3, 2, 1 și începe. Hai. 3, 2, 1, roșu. Alb. Alb. Verde.
Deci asta, pentru început, m-am mișcat cam șovăielnic. E nevoie de antrenament. Dă și cu strângul. Bine, hai, dragul, hai. 2, 1, roșu. Verde. Alt. Bun, mai bună asta un pic, nu? Mai bună? Mai bună, da. Mai bună asta un pic, hai. Alt. Stai, mă. Da, mă, stai așa. 3, 2, 1. Alt. 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 Pe dreptul tău. Bravo. Primul exercițiu până acum, ce notă mi-ai dat de la 1 la 10? Sincer? 2. Nu, nu 2. Un 7, 6, 6. Hai, nu, 7 că na. 7, suntem prieteni. 7, 7, 7. Bun. Eu zic că m-am mișcat destul de bine la 7, mi se pare ok. Hai la următorul exercițiu. Hai la următorul, hai să ți-l fac. Bun, acum că am luat o gură de aer, e momentul să mergem la următorul exercițiu. Rămân cu petele așa, le vedeți și voi. Și ce se schimbă acum? Păi acum se schimbă poarta, nu mai e poarta în ecuație, sunt doar patru copete, patru culori de data asta. Uh-huh. Tu o să stai în centru, în centru, okay, careului, că e un careu practic. De stau aici. Exact, o să stai în centru și o să stau aici, lângă el, în margine, tot la fel cu culori. O să strig roșu, albastru, alb sau verde. Ok. În momentul în care auzi culoarea, te duci la ea, vin. Pac, m-am dus, cred, okay, m-am dus repede. Hap. Te întorci, îți arunc mingea și trebuie să lovești cu lat. S-o dai la mine, nu acolo. Ok, mingea. Asta e mai greu de făcut. E ușor de zis, greu de făcut. Ok. Deci, hai să-i dăm drum. Haide. 3, 2, 1, albastru. Haide, 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 repede. Bravo, roșu. Haide, 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 haide. Roșu. Haide, 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 haide. Alb. Bravo, 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 haide. Haide, da, haide. Nu-i nimic, dă-o la mine, verde. Hai, concentrează-te, concentrează-te. Haide, am dat eu prost de nimic, albastru. Haide. Haide, trage de tine, haide. Bravo, stop! Bun, a mers ok. Doar acolo ce m-am încurcat un pic. A mers ok. Din nou, 3. Facem 3. 3 repete. 3 repetări. Bun, hai. Hai încă o dată. Ușor. Ușor. Hai, roșu. Albastru. Verde. Dă-o la mine, haide, roșu. Roșu. Ah, a zăpăcit. Albastru. Hai și vii la mine. Alb. Alb, 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 haide că ești dezorientat. Mai mi-am venit pe stângul. Grea asta. E greu când îmi zici mai multe culori, că mă... Dar e bine, așa trebuie să facem, bun. Stamina aia, nasoală, nu. Ce faci, alcoolul din nou? Ce alcoolul? Albastru. Și repede la mine, haide, trage tine roșu. Haide, 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 deja te uiți, alb. Haide, 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 albastru după. După, păi stai, mă, după, nu mai zici, păi îndori, îmi zici acum, da, se repetă asta. Asta mai zăpăcit. Asta te-am zăpăcit, hai, albastru. Hai, repede, 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 verde. Haide, 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 alb. Roșu. Verde, roșu. La mine, repede, haide. Și ultim, albastru. Trage, 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 trage. Bravo. Bun. Grea asta, bun. Ce faci? Mă rup pentru un rost, e prea bun. Direct în Premier League, de la... Nu, la Udinese în Italia. La Udinese în Italia. Faci transfer. Pentru că Udinese din Italia e același club cu ăsta de aici, numai că este corespondentul celor din Italia. Deci e înfrățit, da? Da, este înfrățit cu... Ia-ți, notă la asta. La asta îți dau o notă mai mare, îți dau 8.50. Că m-am și luptat, ai... Da, te-ai luptat, ai tras de tine. Hai. Merge la exercițiul numărul 3. Deci pentru exercițiul numărul 3, fii atent. Ai așa, ai o copetă acolo, o minge acolo și o să am două mingi aici. Ok. În prima fază, o să te duci, o să ocolești copeta aia în sprint, o să ți arunc o minge aici, o să dai la poartă. După, te duci sprint la mingea aia de acolo, o iei, vii cu ea în conducere, dai la poartă. După ce ai venit la mine, pui mâna pe mingea pe care o țin eu în brațe, ți-o arunc peste tine, te duci, o iei și vii la, dai la poartă, ok? Ok, cred că am înțeles. Ha, ce pare? Stai să-ți dau cu fluier. Fii atent, o să-ți spun pe cronometru. Bun. Ai la dispoziție prima dată să-l termini în 2 minute. Nu mai bine vrei să facem cel mai bun timp din 3? Sau cel mai bun cel timp? Cel mai bun timp din 3 ca să văd cum progresez. Hai, cel mai bun timp din 3. Cred că ăsta să fie primul, că după aia obosez. Dar hai să vedem. Aulu. Haide, haide, haide. Ah.
18 secunde 48. Da, se scade și de ce? Că am ratat. Adică se pune încă 10 secunde 28. Adică așa mi s-ar părea corect. Dacă ratez... Nu, mai bine vrei să facem altceva, fii atent. Pui și timpul, pui și câte goluri dai. Da, da, da. Și pun la final un scor. Momentan ai 18 secunde 48 prima și 2 goluri. 2 goluri, da. Pot, pot, pot. Pune mingea aia la loc. Mai bine, 93 goluri. Am învățat acum care e la schema. Am învățat acum. Deci, ultima mea de pe stângul. O să fie ce mai greu. Pregătit? Am obosit. 16:36. Nu mai știu cât am avut ultima oară. Mi-a cus din gură. Te-am obosit așa tare? Bă, da, că nu mai am, nu mai am antrenament, asta e problema. Ia zi, domnul antrenor, cobor aici. Cum a? De lângă. Până să-l prins pe Drăgușin, mai mult și bine. Da, e un început. Bă, măcar la nivelul zi. De amatori. A, bine, hai, dau, hai un Liga a treia, să zicem. Liga a treia din Anglia. Hai, din Italia. Din Italia, e bine, serie C. Bun. Da. Acum a venit și gagica lui Drăgușin, uitați-o aici. Direct de la... De unde ai venit? De la Londra, nu? A luat avionul gagica lui Drăgușin aici, deci ce părere ai? Nu m-ai văzut până acum, dar acum o să mă vezi. Mai am două probe cu domnul antrenor aici de la Udinese. Oh, bonjour. Crezi că mă descurc? Hello, I don't speak. Do you think I descurcate? Yeah. Okay. I don't know, we'll see. Thank you very much. Bun, hai să mergem la următoarea probă. Bun, băieți, a patra probă este acum. Vor fi niște pase lungi de aici, de la copeta aceasta, până la antrenorul Alex, care stă acolo la penalti, la 11 metri, să zicem. Și voi avea 5 pase pe care trebuie să le dau aici. Și în funcție de cât de bune sunt pasele, atât de bine să primești și o notă. Așa că haide să dăm prima pasă. Bun, hai, prima pasă. E pitic, n-am ce să... Era să-i spar gura, hai. Bun, a doua, hai să încercăm. Hai. Noi, n-a fost bună niciuna. Hai, a treia, deci până acum cam slăbuț. Bun, a patra, da? Asta a fost bună, a fost greșeala ta. Recunoaște și el, a fost greșeala lui, am dat-o bine, chiar am dat-o bine pe asta. Din patru până acum, cam două cu două. Două bune, două mai slăbuțe. Vezi că asta e ultima. A? A fost bine, a fost bine. Hai, mai dăm una să fie frumos. Bună și preluarea. Bună, rău preluarea, dar vezi că și pasa s-a dus bine. Bun, deci mai avem încă o probă înainte de proba finală. O să fie niște centrări date de antrenorul Alex către mine, în care eu să-mi dau cu capul. N-am voie să dau cu nimic altceva în afară de cap. Deci dacă îmi dai centrarea prost, se repetă ca să... Exact. Noi evaluăm acum lovitura de cap. Bun, haide să vedem. Deci de aici, de la corner, prima, da? Bună, a fost gol. Bună, deci prima s-a dus bine, rău. Da. Aici am venit din viteză și n-am mai avut timp să mai dau. Dar bună centrarea din nou. A dat cu ochiul. Păi, mi-a venit mai jos. Cred că mi-am și mușcat limba sau ceva. Da, da, bine, da, e bună, hai, încă una. Merge, că m-am poziționat bine, merge asta. Sper că ai filmat ca lumea, cred să te cu camera cam așa, s-a văzut? Să sperăm că s-a văzut, că mă doare capul. Bă, e bune astea. Și acum mergem la ultima probă, zi tu care. O să ai duel, unul contra unul cu mine, dacă... Antrenorul contra Drăgușin, deci tu ești postecoglul ăla de la Tottenham. Exact. Hai să vedem. Bun, și la pauza meciului. Wow, bravo, ai reușit. Prima încercare, hai domnul antrenor, să vedem. Te atac oricând? Oricând. E a mea? E a mea. 1-0 să zicem, 1-0. 1-0, bravo. Hai, hai, hai. Dacă te atacam mai devreme, mă făceai, cred. Da.
mea. Până acum se vede că antrenamentul a dat roade. Eu sunt Drăgușit Junior. Aici am avut noroc, recunosc. Hai. Scuze. Aolo, ai intrat din nou în teren, nu? E a mea. Zlatan a revenit din retragere. Hai, domnul antrenor. Hai. Mamă. M-a umilit. Așadar, se termină antrenamentul. Marchează aici dintr-o fază frumoasă, mai dacă. Se pune că 3, deci să zicem că e un 3. Da, te-am bătut 4-3. Am bătut, dar se pun astea, asta s-a pus mai mult. Ce părere ai? Tu fiind antrenor de juniori, ai studia aia alea. Părere despre tine? Da. Cum am? O părere bună, sincer. S-a mișcat bine. Te-ai mișcat bine. Chiar asta. Uite că nu mai avem niciunul aer, înseamnă că a fost antrenamentul. A fost bun. Chiar te-ai mișcat bine acum. Dacă mai fac încă 1 milion de antrenamente de astea, cred că ajung ca Drăgușin. Ajungi, da. Într-un milion de antrenamente ajungi, Luca. Da, deci cam ăsta a fost episodul, băieți. Mulțumesc din nou celor de la Udinese Academy Nord. Vă las aici pe ecran și în descriere numărul de telefon al lui Alex. Luați legătura cu el dacă aveți un copil sau voi vreți să vă înscrieți la fotbal. Anunțați-vă părinții. Data viitoare, am fost Leo, v-am pupat. Ciao, ciao. Iar acum, după un antrenament foarte obositor, avem parte și de o cină frumoasă cu carbohidrați, așa cum însuși Radu Drăgușin mănâncă. Și anume, o pizza mare diavola, poftă mare mie.